Atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când mergi la un interviu ar fi următoarea. Bine, eu oricum nu mi-explic nici acum, încerc încă să găsesc explicații la genul de oameni care tot timpul stau cu capul în jos, mi-e frică, plâng și nu pot să-mi explic chestia asta de unde există această mentalitate, de ce există această mentalitate. Atunci când te duci la un interviu, în primul rând contează foarte mult să fii sigur pe tine, să ai încredere în tine. E primul lucru. Clar, având încredere în tine, vei domina interviul. Dominarea interviului în ce constă? Privești patronul în ochi și am mai spus asta. Privirea întotdeauna trebuie să fie fixă în ochii celui cu care vorbești. În felul ăsta transmiți siguranță. Nu evitați privirea. Evitatul privirii denotă nesiguranță, teamă, frică. Eu am fost genul de om care am crezut atât de mult în mine încât am feliat fiecare om în parte, prin privire. Plus că trebuie să arăți setea, dorința de a munci, de a demonstra că meriți să crești. Chestia asta se poate transmite. Eu întotdeauna am transmis-o și de asta am și reușit. Deci e vorba de o atitudine puternică, atitudinea că poți muta munții și munții într-adevăr se pot muta, doar că contează foarte mult să știi exact ce îți dorești de la viață.